Sunt una din învățătoarele școlii duminicale a Bisericii Philadelphia din Melbourne, Australia. Am început lucrarea cu shoeboxes în anul 2006, citind un articol al misiunii Mission Without Borders, Australia and New Zealand, care ajută financiar și spiritual țările din estul Europei și în special România. Împreună cu misiunea Speranța am trimis pentru 2 ani de zile shoeboxes în România. După aceea lucrarea s-a întrerupt din anumite motive și m-am bucurat foarte mult anul trecut când cineva a venit cu ideea aceasta de a începe din nou lucrarea. Crăciunul e de fapt timpul în care trebuie să arătăm dragoste fără niciun fel de rezerve. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dăruind cadoul cel mai mare pe Fiul Său. Sau, anul trecut am anunțat copiii de la școala duminicală că vom începe această lucrare și nepoțica mea, care avea 6 ani, cum am ajuns acasă, a avut un piggy bank care l-a spart și în aceeași zi, în aceeași duminică, ne-am dus cu 22 de dolari pe care îi aveam în piggy bank și am cumpărat primul shoebox, după care au urmat încă 150 de shoeboxes. Dumnezeu ne-a ajutat ca să adunăm și anul acesta în jur de 200 de shoeboxes. Cei care nu au participat cu... Am vrea să motivăm copiii să redescoperă din cuvântul lui Dumnezeu că e mai fericit cel ce dăruiește decât cel ce primește. Și urmărind website-ul împreună cu ei, website-ul Shoebox România, au fost foarte impresionați văzând copiii care nu au absolut nimic și și-au dat seama ce mare bucurie înseamnă pentru ei ca cineva să-și aducă aminte și să le trimită un cadou de Crăciun, copii care poate niciodată n-au primit nimica.